Deci aici este o pictură făcută de domnișoara inginer Mihai Tudorița. A făcut studii la Iași de inginerie, iar de pictură s-a apucat ca un hobby. Aici e un far care farul îndrumă vasele maritime pe ocean, pe mare, pe râuri. O altă pictură transmit este un îndrăgostit cu flori în mână. Îi dorește să-i dea florile acestei domnișoare și prin valurile oceanului îi transmite gândurile sale către iubita lui, către viitoarea sa iubită. O idee elegantă, pictura e realizată frumos. Una din picturile domniei sale are cam în jur de 100 făcute, deci este deja un pictor, o pictoriță consacrată. Luna, văzută de domnia sa, reflectată de ocean, apele oceanului, o pictură destul de reușită, elegantă, ales culorile bine, destul de bine. A lucrat cam aproximativ o lună la acest tablou minunat. Și aici o femeie cu umbrela, dar iarna, cad sloiurile de gheață pe umbrela. Umbrela te apără de soare, de vânt, de zăpadă, de polei. Deci, ideea transmite că umbrela este universală, plus omul. Omul se apără. Se inspiră din natură. Ca inginer, totul e logic, are o logică puternică, tot ce face, tot ce faci, cum alegi culorile, cum le combină. În curând o să-ți deschid o expoziție. Deci, din plăcere, dintr-un hobby, se transformă într-o afacere, să-i spunem. De ce nu? Pictează repede, relativ repede, frumos, transmite prin pictură. Și transmite subtil. Deci aici valul, deci iubitul transmite prin valuri gândurile spre iubita, viitoarea iubita lui. Se produce aici o conexiune cu ajutorul legăturilor exterioare, ca idee, e o idee abstractă.